Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed Valhalla. E bine, oameni buni, când ne-am întâlnit, am făcut cunoștință cu marele și faimosul și celebrul jumate de Dan ăsta, Half Dan, marele rege de aici, sau rege, cred că e de fapt Jarl, dacă să luăm așa, și ne-a rugat să căutăm dacă are vreun impostor printre aliații lui. Momentan încă suntem în mici mari dubii pentru că nu știm sigur dacă chiar este sau nu este cineva de vină în toată schema asta. Dar oricum, asta rămâne de văzut pentru când o să reușim să descoperim cine este periculosul sau impostorul, dacă te obișnuiești cu Among Us pe canalul ăsta, cred că putem băga niște termeni de ăștia ca să fie lumea mai familiară cu chestiile astea. Hai că am înțeles. Și oameni buni, știu că deja ne-am întins la foarte, foarte multe episoade, că jocul ăsta pare că nu se mai termină, dar hei, măcar vă că încă vă întoarceți în fiecare zi și mai trageți cu ochiul așa să vedeți ce Dumnezeu se mai întâmplă în jocul ăsta de durează atâta. A, uite, Moira aia de vorbea asta. Drink the rest. Yes, yes. Thank you, Moira. That is all for now. Atât se zice că nu cred că ăla-i de vină. Gen prietenul al lui. Her soothing herbs lift the fog from my mind for a time. How long has she been mixing these for you? You're stalling, Eivor. Tell me what you've learned. What news from the north? The Picts were beaten back. We took their lives and their treasures. Faravid asked me to deliver this. Bro, n-am descoperit nimic legat de el. Deci, nu cred că el are vreo treabă. Is he taunting me? What? Faravid poisons the wine he gifts me. These goblets are a cruel joke. He is mocking me. Nope. We did capture some barrels of Frankish Black. He said they were for you, but I made him open a cask. We drank together. There was no poison. Speak without guise, Eivor. Does he plot against me or no? Does he keep secrets? Give me something I can use. Nope. Yep, e curat. Now you must choose between treason and madness. Between the serpent's fang and the bite of a rabid wolf. Faravid asked for my silence, but Halfdan expects the truth. If I'm not careful, these lies will pile up, one upon the next. Wait, nu mai țin minte ce am vorbit cu Faravid. You have grown awfully silent, Wolfkist. Hai să zicem despre chestia asta, că după aia e nașpa. Faravid has planned an attack on the Picts at Markness. Without you. That twin-faced, backstabbing glory-eater! When? Tell me. I won't know until we meet again, at a place called the Wolds. Good. Go to him. Watch, listen. Unearth his lies. You will find them. Îmi place dănuța asta. Puțin cam nebun, dar să zicem. Eu cred că Moira aia e de vină. If you fear poison, Lord, you must consider everything. Even Moira's brew. True. Impossible. Moira has been with me for an age. She is an witch. Age. She is kind and... Perhaps you could speak with her and find out for yourself. She stays within Doncaster, not far from here. If you learn something, find me north of Doncaster. One of my scouts there has troubling news. He'll be on Don. We're going for a walk down to the temple. Damn. I should see Moira about this brew she's been feeding Halfdan. Tare curios și o să văd ce buzdăgane de băutură de asta, ce Mountain Dew îi face lui bobița asta meu dănuț, că pare e puțin cam supi, știi? Zic și Zunin. Să suspectăm pe cel mai evident om nu e cea mai bună idee. E exact ca în orice joc de genul Among Us, știi? What are you doing? Știu că fac prea multe comparații de genul ăsta, dar are sens, știi? Moira's not here. Să aflăm niște chestii. Urge, dear sister Moira, we spoke at the feast about my wife's condition. I fear that it's worse than I fear. She may not work. Okay. This letter came from Weke. She must have gone there. Weke. I should go to Weke.
Find Moira. 1000 metri, holy banana. Nu știu dacă e mai de aproape de aici, dar măcar e un drum direct, știi? Putem să vedem dacă e mai de aproape sau nu. Dar totuși, nu e deloc ok. Hai să vedem dacă reușim să facem vreo schemă. Unde aruncăm? A, pe aici. Uiii, plup. Ok. Acum... Come on, căluțu. Come on, căluț. Unde e drumul? Chiar era nevoie să faci zi tai pirueta, bă, căluț. Bă, ce de, eu nici nu am găsit nume la calul ăsta. Îl aveam pe Phobos în Assassin's Creed Odyssey, aici nu știu pe cine avem. Interesant. Am să-i spun Dănuț. Pentru că da, de ce nu? Așa că Dănuț, du-ne către misiune, dragul nostru prieten. Pe tine momentan nu te-am aruncat de pe stânci alte nebunii cum am făcut cu Phobos, dar... Nu e ca și cum contează foarte, foarte tare. Am stat o leacă să văd o poză pe care a postat-o Ubisoft acum câteva zile în legătură cu timeline-ul corect al jocurilor, gen cum ar trebui să le joci într-o ordine sau ceva, și nu mi se părea corect că între Rogue și Unity exista Black Flag sau nu știu ceva de genul ăsta, pentru că, ok, înțeleg că povestea poate să petrece într-un timeline așa, dar legătura e mai ușoară de menținut dacă le joci Rogue și după aia Unity sau ceva genul ăsta. Nu vreau să recrutez pe bubița ăla. Raven not available. Bro, e un probel. Tare mi se pare că nu prea l-am mai folosit pe săracul păsăroi, pe Sunin, pe Relu, pardon. Relu a ajuns să fie așa de meh în jocul ăsta, ori mi se pare mie... Jesus. What the fuck? Come on out of there, you heathen! What is this ruckus? Stand back, Dane. There's a witch within that house. We've come to burn it down. Oh my god. She's no witch. She's Halfdan's healer. That proves it. Dark magic, that is. Clear out, all of you, before I beat you senseless. Come on out of there, you heathen lover. Need to get on the other side. Away from my house, you ruffians. My house? Casa, eh? You can't hide forever. Stai. Wait, ce stai acolo? Sup? Moira, we must go. Before they burn your cutters to cinders. I can't go out there. They'll steal me away and burn me at the stake. All right. I see two ways out of this, but neither is without risk. Do what you must, only hurry. I leave myself in your hands. Okay. I'm as good with words as I am with weapons. It will take some convincing, but I can talk my way out of this. Lead on then. I shall follow. Okay, where the fuck is the mob? Yo! Vale! Go home, all of you! This woman is in my care now! Who died and made you sovereign of Northumbria now? Măta a murit și m-a făcut aici. Ah, fuck! Stand back, Tyrells! This woman serves Halfdan Ragnarsson! We're not moving, heathen! We're watching you! Go home, all of you! Who died? Okay. You'll talk up your... Simplu. It'll be fun. You can't take us all on. Ei, zici. Trebuie să bați doar capul, frate, și după aia restul pică tot. Oh, shit. Așa o scheme de-astea. Ce scheme pe obița asta, meu? Ce are ăla, neamule? Sindromul 3-4 baguri. Ce mai zice acum, ia zi, ha? Nimic. Leave this woman alone. Even look her way again and it will be the last thing you see. Moira, it is safe to go. Ne-am descurcat cu cuvintele. Ți-a plăcut cuvintele pe care le-am îndesat alora pe gură? Ce face, mă, nebun asta? Bă, nebun! What the fuck? Nu mai înțeleg nimica. We'll be safe here.
Thank you, Eivor. 1,000 times I thank you. And if I asked you to drink your own brew? I would, gladly. And often do from time to time, to ensure it's not overly bitter before serving to Halfdan. When you said there's no cure for what ails Halfdan, you mean his touch in the head? I fear so. The same malady bedeviled my mother. Oh. The body breaks down and the mind falls apart over time. It's a terrible thing. Sfără de nebunie, demenție. I need your help, Moira. The brews you mix for Halfdan, what goes into them? Oh, quite a diverse mixture. Let me see. Lavender, rosemary, meadow sweet, yarrow, soothing herbs, nothing uncommon. I should return to Halfdan. You said he would be at the Temple of Flora. Tread lightly this topic with him, if you would tread it at all. Okay. Okay, okay. Mamă, acum mi-e ciudă că i-am zis ce plănuia bobița ăla. Deși în același timp, cam aiurea să faci pe la spatele lui regelul tău. Dar bine, ce de suferă de demenție, nu avem nu să știu de treaba asta. Ia baba trebuia să faci asta de la început. De ce nu te uiți la... De ce nu te uiți pe net înainte să te joci chestiile astea? Ne pui video-le astea de căcat, că nu vei tu să... Nu vei tu să faci jocul perfect, așa cum ar trebui jucat. N-ai voie să ai propria ta experiență? Ai de capul meu. Zic asta pentru că cineva chiar mi-a comentat. Bine, sunt unii oameni care comentează la genul ăsta de chestii. Oh, ce decizii proaste ai făcut! Oh, dar scuze-o pe mine că nu pot să prezic viitorul, știi? Be my eyes, Zunin. Be my eyes, Senu. Ia uzi în față. Ah, ăsta alerga aici fără stres. Ia uite-l pe haltul de mânțeci. Yo, bă, nebunule. Halfdan, good to find you here. The raven feeder returns. Te pleci, mă. Now keep quiet. I'm hunting a band of traitors lurking about this swamp. Who told you there are traitors here? My scout. He asked me to join him here, but he is nowhere to be found. Have a look around, tell me if you see something. Eivor, search the perches and lookouts here. Could be spying from above. Olav! Speak to us! Olav! Where are you? I'm going, Olav. Well, maybe. Bă, nu știu ce vrei tu, dar e loot aici, așa că... He might be scouting from a vantage point. Ah, ok. Ia, mai sunt aici sus? Oh, he dead. He's clinging to life. I should carry him down. He is part. Help! De ce-o fi pățitoare? Hai că-l cărăm pe sfoară, fii atent. Deci nu cred așa ceva. Olav! Found your scout, but his wounds are grave. Sure, Olaf. But... Poor Olaf. He will be buried with honors. I will see to that. Walk the bridge, old friend. I will see you on the other side. Beanton may track his attackers. Get them, boy! I'll not be keen, eh? Good boy! Follow their trail! Păi? Finally! Dar ce nume stupid breton ăsta, Bienton? Da, bro, ne pictăm cu ce vrei tu pe ei și gata. Who are these men you suspect of treason? Thieves who stole my war spoils. Oh, mai multe ruine de astea romane.
Are you sure, sir? The trail ends, but nobody's here. A, uite acolo. Eu am simțuri mai bune decât cățelul. Here, a hidden entrance. It might be lurking below. Wiu! Wiu! These pipes burst and flooded the tunnel. Even this old Roman work cannot withstand the icy kiss of winter's goddess. Look there. The pipes cut through that wall. Could there be more rooms beyond? Sure, probably. Wait, n-avem ce să detonăm asta. Sau? Avem. Done it. You must hurry. Bro, mă descurc. Eivor, something is there. Hold on, we'll find a way through. Ce să mă uit dacă e ceva de care ar trebui să mă ocup, gen să sparg ceva, dar nu e. Niște chestii de ciurdei de pe aici. Come, help me with this. Pare bine? Halfdane! Dar ce e sus acolo? Nu cred că o să vin ăsta prea curând. Wait, unde e ăsta? Ha, mă, vii! Oh my god. Vede că nu vrea să vină ăsta. Stai, mă, poate trebuie așa. Atât, mă. Trebuie să-mi consum eu toate săgețele pe capul lui. Au, încă una. Oh, nebunie. Au, oh, oh, o travă. Stinky. No ability, poison the strap. Aaaa, uleu. Holy shit, unde ești, mă, Halfdane? Hai, bă, Dane, vino încoace. O, ți-a ceva. Hai că avem de deschis poarta asta aici. Give me a hand with this. Finally. Multe am mai luat. The Romans were fine craftsmen. These chambers are vast and decorated and laced with piping. Yet they went mad and vanished, Save. Just like their gods. Moira's books tell us so. Ah, here, you see? Spoils of war. Mine! Stolen from me! What? Ciudate asta că a apărut scrisul acolo. I am beset on all sides, Eivor. By plotters and schemers. What kings and jarls are not. Your territory is vast and wealthy. Și acum crede pe mine. Every day decisions I make change the lives of thousands. It is a burden few could bear. Yet I do. I do. You spoke with Moira. What did you learn? She means well. I don't believe she would poison you, not willingly. She also said she has seen your illness before, in her own family. Said it came on slow but was incurable. I-a zis-o că nu poate să-l vindece. No. No, this is not an illness. This is poison. Somehow someone is poisoning me. Shh. Listen. These will be the thieves who stole my tribute. Și vezi, știu mie că am venit atat drum aici jos, nu găsim absolut nimic folositor. Bro, eu cred că n-am fost la niciun shop să vând prostiile pe care le am. Do, nu văd din cauza al jumate de dan ăsta. Oh! Wolf kissed and half done. Well met. Come, fill your bellies with mead. You stole this tribute. By rights, this is mine. It was meant for me. We stole nothing. Faravid gifted this to us for a hard day's battle. And did you take my scout Olav in that battle? Your brother in arms? Did he too have to die for this tribute? That was Olaver?
damned fool. We thought he was a thief. The only thieves here are the ones drinking my mead and spit-shining my silver. You, cowards and traitors. We are owed this bounty, Jarl, for battles won and blood let. Eivor, you tell him. I mean, au luptat, nu zic nu. They only took their rightful share. You are traitorous worms. But Eivor seems to think you deserve pity. So I will give it this once. Return my spoils to Dona Casta, and I will wipe this day from my memory. I can't do that. It is our share. Oh, shit. We fought for it, killed for it, bled for it. Well, are dreptate. If we don't get the glory, we deserve our share. Oh, shit. E bine, Thor, calmează-te. The barking will stop. A vorbit și el. They forced my hand. Discutabil. Take all of your fear, Hafton. It can poison your mind. Feravid killed this man, not me. He forced my hand with sleights and trickery. He... O să moară. Forgive me, I find it hot in these furs. The day must be warming. You have a meeting with Feravid. Is that not right? I do, at the waltz. Yes, I know the place well. It is on the road between Jorvik and Pichiringa. Așa. Și adică îți faci ceva în privința asta? Press him, Eivor! As hard as you can! Never let up! And bring me proof of his treachery, or otherwise! Traitors, thieves. No right. They had no right to... It's rightfully mine! Yes. Yeah. Feravid. E arrogant. Words are poison. Fuck. O să trebuie să vorbim cu Feravid să zicem, bro. Omul meu are probleme. Trebuie să rezolvăm chestia asta, adică trebuie să avem grijă. Sincer. Trebuie cumva să-l calmăm. Adică deja exagerează și mică nu o să iasă prea grozav de aici. The Sons of Jorvik. Altceva nu mai e, nu? Deci cred că cel mai aproape ar fi să luăm din Jorvik de pe aici să alergăm până încolo, că altfel nu avem mare scăpare. Acum chiar îmi pare rău că am zis de faza aia cu atacul, dar o să-i zicem să fie atent totuși. Oh, și nu știam unde e săritura. Era să comit o chestie ca după aia să-mi pară rău. Las că o comit acum. Jesus. A, 800 de metri. Ar trebui să ajungem relativ repede dacă e să luăm... Oh, Jesus. Dacă e să luăm ceva, știi? Să avem drum direct. Tu, what the fuck, cum ai apărut aici? Exact, sper că nu ia mult, sper că nu ia mult. Dacă nu o să luăm de-a dreptul, mă gândesc că e idee bună să luăm și de-a dreptul. Că tot cam acolo ajungem. Ah, uite, în sfârșit mergi pe urmele lui Phobos. Dă nuț. Mă, că față de Phobos, tu știi să nuți. Iar asta e un lucru senzațional de bun, pentru că Phobos era un idiot și jumate. Și la prima apă mai adâncă de mă dădea jos de pe cal. Ia, hai să vedem dacă reușim să ajungem super, super repede. Și dacă luăm de-a dreptul, văd că ajungem super repede. E, nu că super, super, super repede. Oh. Încă puțin. Și... Aoleu. Dau niște sunete dubioase. Aiotei. Mamă, ce rep deja au făcut ăștia aici, tabără. Orbu...
Ori mi se pare, mi-ai dat făcut-o super repede. Ok, să vedem cu... Eivor! Welcome! Join me in drowning this golden drink. You made băutură. It! Come, have a drink. You're a few horns deep already? It's yet still floating. Tell me, how did my old friend like his goblet gift? There were other things on his mind. Your man Ulfra, for instance. He died protecting the spoils he stole from Halfdan. Shit, son. Ulfra. Poor Ulfra. I told him to mind your tongue, but he wags it like a slobbering dog. Was Halfdan always so easily riled? No. Riches and glory have shaped him into something new. He's not the same man he used to be. Cred că s-a întâmplat ceva. The songs of scolds and the glint of silver can turn even the best of us. He was a fierce man in days past, but he has lost the bite he once had. He's too careful. He ruminates and hesitates. What is this place? I expected an army ready for Warcraft. Unde armata chiar că... This was our first camp in Northumbria. I came here with Halfdan and his brothers, Uba and Ivar. We besieged Jorvik and put King Alla in the cold ground. Those were good days. Now, too far gone. What is all this? All what? My share of the treasure we took from those distant days. I buried it here for a rainy day. This bag is heavy with silver. Enough to pay for an army. Come! Race me to Jorvik, Eivor. Remind me of the glories long gone. You're too drunk to win a race. No. Then have a drink. Make it fair. Oh god, fuck off. What's keeping you, friend Eivor, waiting for spring? Da, mă, nebunule. Au, ne bate. Mamă, ce clasic e sunetul ăsta. Your horse can smell the ale dripping from your mouth. You frighten her. It warms my heart that you're concerned. But Hulda and I can hold our drink. Faster, Eivor! Ride like... I followed all not available. Faster, Eivor! Ride like Sleipnir's hooves! Your Kachine? Horse is slow, and her ride is drunk! The gods not... Nu cred că am dat-o pe drum. Bro, nu găsesc drumul. Yeah. E că pe aici, a. Fly, my friend. Fly. Show Faravid our asses. The gods not... Easy. Having trouble keeping up. My horse must be deeper in the cups than I am. What are we doing in Jorvik? You haven't said. This is long. Cumpărăm o armată. Kept King Rishier. Long may he reign. I haven't enough men to beat the Picts alone, but with Rishier and his fyrd, we'll finish them off. You'd bring a puppet king into this fight, but not your jarl? Psst. Keep this to yourself. The streets have ears, the windows have eyes. I did not agree to this level of deception. You should have told me this before. Eivor, my friend. If I describe my full strategy, we might never leave the campfire. My hood here. I'd prefer the light of a fire to the darkness of your plans. Don't do it again. Deci, din așa când ascuns niște chestii. Ever since Alden. Speak not at blasphemy. Oh my god, doamne, ce greu merge ăsta. Nici nu pot să fac să merg, să merg la fel încet ca el. Ce facem, să piși acolo? I've been afraid to touch even a drop of wine since the Yuletide feast. One more reason to stick with ale. Al naibii, băutor de bere. De-aia ajuns englezii să fie așa băutor de bere și să se spargă ca ultimii nebuni. De teama asta așa că o travă se bagă în vin sau ceva de genul ăsta. Cum ar fi ca asta să fie adevăratul motiv din spate? I wish Yuletide happened every month. The daily slog kills me. Not if it happens the way it did last. Am uitat să vă zic, mi-au agradat toată armura aproape.
la Maxim, de asta de Raven Clan. S-a împiedicat ăsta meu. Wait. A favor I must ask of you. Hmm. Make no mention that Halfdan is ignorant of our plans. It's better this way. Are you mad? Risha answers to Halfdan. You put this man in grave danger if he defies his master's will. True. Risha cannot defy orders he has never heard. No. Trust me. I will take the blame should our plan fall apart. Okay. Toată vina o să spargi în capul lui Faravid ăsta. Eivor the Wolfkist and Halfdan's cupbearer? What a curious surprise. Halfdan. I hope the day finds you and Jorvik well. Yes, we scrape by, with what little we still own. But this new war should make us wealthy once again, until our tribute is taken. I smell the bile on your breath, King. Do not forget who is in charge here. Oh, do remind me, Faravid. Yesterday it was Halfdan. But today, I hear whispers that you are leading the charge. What? I am confused. Yes, you answer to Halfdan. And now, he orders one final strike on the Pict stronghold at Magnus. To make war with the North on such a scale will require a hefty amount of silver and a large force of men. It's okay, because they're my soldiers and silver are pledged already. I expect the same from you. I've given my aid as well. The battle must be decisive. I see. And you have these orders from Halfdan in writing, yes? From the great man himself? Ai zici încă știe. Not with us, but you can rest assured Halfdan has need of you. He expects a swift victory. I'm sorry, Faravid, but duty compels me to refuse. Without strict orders from Halfdan, I will not risk the lives of so many. You deny me? I do. To gift you an army puts my wealth and reputation at risk. True. That's not what Halfdan wants. He needs a strong and loyal king. You presume to know what Halfdan wants. Hearsay is not enough. For all I know, this is another of Halfdan's tests. Poți să mă duc singur să atac tot, nu e problemă. Tot cred că asta e din ordine, o vie maimuțelor ăla. Pe 100%. The greatest snake in Northumbria that Saxon is. We need his army to take Magnus. And we'll have it. If we fortify orders from Halfdan ourselves. You would do this? Draw up fake orders and pass them off as real? That's it. And I know just who to speak with. Hjor of Jorvik. He'll know what we need. Good. Hjor's favorite alehouse is nearby. Seek him there. Doamne, vere câta nebunia de măsluire, de ordine și de toate alea. Crezi că-i... Mamă. Agitație mare pe băieții mei, sincer. Oricum, să sperăm că rezolvăm toată situația asta. Oricum, pe mine nici mai interesează care e rezultatul întregii chestii. Că deja cred că ne-am întins cu toată povestea asta lui jumate de Dan. Mă sperie copilul ăla de fiecare dată când trec pe aici, sincer. Unde e zona? Aici. Hai, hotel. I'll cost more than bread. Things you are better. You're just where I hoped you would be. Eivor, gods, you have come at just the right moment. Right then, what's this? Go home or get hurt. But you won't bother my friends. I'll bother who I please after I brick your face to the brains. Iardă să ne batem. Shit, Jesus! Bă, dar nu e ok, bă, sunt 100! Shit.
atât. A, mai e doar ăla. E bine. Gata, boss. I-a rupt pe toți aici. Oh. Eivor. Iar tu. Always the fighter. Thank you, Wolfkist. Those men will wake up soon enough. With greater sense, I hope. What brings you back to Jorvik? Treabă. Secret errands for Halfdan. I need an army of men to face the Picts in the north. Has Halfdan planned an attack he cannot afford? That's not like him. No, yeah, to be clear, Faravid made this plan, not Halfdan. Does Halfdan know of this plan, Nor? He doesn't, but he's given me leave to act as I must, for reasons I cannot share. Yes, we've heard the rumors, and all our messages have gone unanswered. Can you aid me with some trickery? Help me forge a set of orders from Halfdan himself, to force Rishir's cooperation. E o opțiune. You will be taking quite a risk. You have my thanks. We can meet outside the Royal Hall, after you have the documents. I can outdrink it all up! Okay. Join me for a drink. Fuck off. Ce vine aia repede, join me for a drink, iauzi. Oh, bro, am treaba aici, am de luat ordine și toate alea, nu te-ați vin să ne bem mințile de fiecare dată când ne întâlnim. Doamne, cum îmi disperă copilul ăla. Deci se pare așa de scary faptul că de fiecare dată când treci pe lângă sau... What the fuck? Unde e ăsta? Ah, e acolo sus. Mă gândeam că e, te așteaptă undeva pe aici sau ceva, dar nu, e tuma sus acolo. Ok. Pass time to... Oh. Ok. Passing the time. Ah, a apărut. N-am văzut acum, era în fața mea. Era literalmente lângă mine, nu? Ei! Here, take this forgery and pray that King Rishir sees nothing amiss. I trust you know what you're doing. N-am absolut nicio idee, dar e ok. Absolut nicio idee. E bine, e ok. Straight from Halfdan's hand, as you see. Hmm, yes. Well, if Halfdan's loyal mules have pledged to fight, still, my help will come at a price. If you're speaking of coin, I remind you that your soldiers are mine. Halfdan's, my good man. Halfdan's soldiers, for these are Halfdan's orders. Correct? Yeah. But I jest. All is in order, then. If Halfdan commands, I shall raise my feared, and you shall have your fighting army. Good. Get them marching at once. This must happen soon. As soon as they are mustered, Lord Faravid, and no sooner. Eivor, a moment with you? I'll meet you at Stenway. Oh god. Acu și asta vrea ceva. Ia zi bobiță, care idee. Faravid is Halfdan's man. So are the Hemmings of Nottinghamshire. As are we here in Jorvik. But not you. I don't like talk that dances around thorns. For whom are you fighting, truly? I have no fucking idea. We all fight for Halfdan and for Northumbria. Loyal to the bone, aren't you? Why ask me of loyalty? What are you seeking? An innocuous question. Loyalty is a word that slides off the lips like honey. Sweet to the taste, but never lingering. Clar, asta e din ordin la cum vorbește cu mine. There are things simmering in Northumbria, hidden from even you. Take heed and have a care. Că dacă ziceam că sunt loial lui, îmi spunea niște chestii în plus. 100%, cred că dacă spuneam asta, îmi spunea el ceva informații. Na, for sure, bro, for sure, nu, garantez că așa era. Nu știu ce, dar așa mi inspiră. Ca și cum, bă, dacă ai fi zis că ești loial lui...
lui Canvas ar fi zis că, a, nu vrei să intri și tu în cultul cosmosului, ceva bășin, nu știu ce, chestia alea? Cultul cosmosului, se că a rămas cu antecedente de la Odyssey. Intri și tu în Order of the Ancients, alea, Templars, etc. Sincer mi se pare mișto că i-au schimbat gen, i-au mai pus nume de astea așa mai interesante, nu zic nu, dar parcă tot, nu știu, parcă tot vechea idilă între Assassin și Templar sunt mai mișto decât cultul Dorelului și alte alea, știi, nu știu de ce, parcă Assassin și Templar sunt mai clasic, știi, te-ai obișnuit deja cu rețeta asta vreo 5-6 jocuri deja și dintr-o dată, păi nu mai e, bro, s-a schimbat, e cultul castravetelui, shit, ce poți să-i faci? Nu eu controlez asta de aici. Ok, hai să vedem cum reușim să ajungem la ce ne interesează pe noi. Nu prea avem heal-uri, asta e super nașpa, acum trebuie să ne descurcăm pe aici fără heal-uri. Să vedem, Dumnezeu, putem să o luăm acum. Trebuie să trecem prin apă oricum, că nu avem altă soluție. Totuși, e bine că ne-am învățat, că am făcut toate upgrade-urile la cal. Dacă stau să mă gândesc toate lucrurile le-am făcut la căluț. Viteză, rezistență, not, toate alea le-am făcut pe toate. Doar ca să mă asigur că totul e în regulă. Ok. Băi, nu cred că pot să intru în baza asta, nu? Pe aici. Oh, nu zic că nu pot să intru pe nicăieri acum, nu fi de asta. Ba, chiar nu pot să intru pe nicăieri. Ok, hai să ocolim jumătate de secol, să vedem pe unde Dumnezeu putem intra. Cred că pe partea aia altă, pe unde era gardul. Al naibii fortăreața gigantică, nu putea să facă și el ceva mai mic. Ei, a dispărut porcul. Ce și cu ăsta aici? A, poți să te sui pe aici, cu observ. Gata! Ce să mai atâta o lălăim prin alte direcții? Bă, dar stai alea că să trecem prin chestia asta să luăm niște mâncare, nu? What's wrong with you? Taci, mă! Nici că te-am nenorocit sau ceva. Mi-ți iau niște chestii pe aici, gen niște bani, niște mâncare, niște materiale. Adică până la urmă tuturor ne este benefic dacă eu obțin toate upgrade-urile, nu? Adică eu o să fiu hard carry în toată treaba asta. Ok, văd că aici e opțiunea unde trebuie să ducem. Will he be here? Nu știu, de ce mă întreb de el. Da, Haftan o să fie, e... da. Fii sigur de asta. Nici măcar nu mai văzut nebunule. Where are the Saxons? We need them to take that fortress. Patience. Richier promised an army. What about Hjor and Lúthvinna? Lúthvinna is ahead with a dozen of Yorick swords. Come. Our Saxon allies have reached Magnus. We should march. Ok. Mare război, iarăși, montaj de război. Ăla a avut o micuță idee. Unde acțiuni de montajele astea sunt puțin cam degeaba? Nu era zi? Acum o secundă era zi aici, what happened? Satana zi... Satana ziua, boys. Mama, a fost perfect pentru montaj, vere? We'll have to join us or stay home out of spite. Acum rămâne de văzut să vedem exact... posibil să vină și Haftan, nu zic nou. Îți dai seama că își vrea gloria și toate alea. Și probabil cum o să apară, dar o să lase cu nașpa. Ce mai probabil Faravid o să moară, ori Haftan o să moară. Unul din ăștia doi o să ducă pe Shkok la vale. Ia faceți loc. Nu, no, cum e locația asta, ești nebun? Ah, păi de-aia e mai degrabă dau pe Fallow Road, că de aici e mai simplu după aia să controlezi direcția în care să mă duc și toate astea. Ținem cont că e mult mai ușor. Dar ceva nu e ok, ori băieții mei inamici o să aibă ceva, ori nu știu exact care e ideea.
Dar ceva o să se întâmple. For sure, for sure. Întrebarea e că nu știu ce exact o să se întâmple. It will be a good fight. I faith in it. Part of its plan had better be sound. True. Și eu tare sper că toată nebunia asta se iasă ok. Eu tind să cred că nu există niciun trădător sau ceva. E doar pur și simplu nebunia ăstuia care cel mai probabil o să fie nașpa. Eivor, over here. Sup. Yo, what up? Oh shit, you have done. On the battlefield once more, old friend. Și s-a stricat culoarea în halul ăsta. Yes, my Jarl. As in days of old. Who are you to speak of the old days? The days where my word was bond. The days where the light of my glory Jesus, lit the world. Jesus, de ce s-a stricat culoarea? How dare you speak of those days as if they meant anything to a traitor like you? Who told you of this? My new ally is more loyal than my old friend. Shit. Eivor Two-Faced. That is your name. Gently, friend. I told Halfdan because it was my duty. Enough bickering, all of you. We are at the edge of war. Preserve your rage for the enemy. True. Lufina talks sense. We fight this battle and we end this war. This moment, nothing else matters. Yeah. Look there. The Picts send a message. Raven Tamer, with me. You will talk them into a surrender with your sword-sharp tongue. N-am destul skill. Eram sigur că așa o să se întâmple, dar n-aveam ce să-i fac, sincer. Băi, ce se întâmplă? Ah! În sfârșit văd și eu ochii mei se deschid. Negociază cu picții, ok. Și ce să le zic. Sunteți nașpa și predați-vă. Nu e un câine gigantic? A, nu e. Cine mai e și ăsta? Turn tail and run back beyond the wall. The Romans built that wall to keep us out. But they are gone, and we remain. Someday you too will disappear. Oh my god, wall maybe Irlandese. No wall. We have more gods than you. We may have but one god, Heiden. But we have many more friends. The fuck? Who now is the rightful king of Northumbria? Eram sigur că ăsta-i trădător. The kingdom has spoken! Eram sigur că ăla e unul dintre... I will have your head this year! Nice damage! Got your corpse. Follow my lead. Dude, nu pot să revin. Gata. I-am dat să pup între ei. Fucking Rixie, eram sigur că ăsta e. Oh, stai așa. And may the skulls remember us. Oh, că mi-a dat refill la chestii. Bine, bine pe distrugere. Mă duc către ce contează, boys.
Oh, trebuie să distrug reinforce. Ah, trebuie să mă sui pe asta, dă-te-mă de aici. Ce ziceți, mă, băieți? Atât. Mai e? Open. Ha, bă, că am intrat aici. Băgaz mare. Tarbaletanu. Direct. Ah, fuck. Dacă putem face lejer pe aici. Băi, asta cum o distrugi? Să nu se distruge. Oh, fuck! Ok, stai așa, scăpăm de ăștia atunci. Cred că trebuie să fie o intrare pe unde... Aaa, oare trebuie să folosim de-astea? Gen, hai să vedem așa. Aia zic. Oh, Jesus! I need to get that drawbridge down. Aia zic. Să mergem, unde-i podul? Au, podul ăla! Hai că sigur își mai aduc aminte, săraci, după ce nenorocim. Dacă mai are ce să-și mai aduc aminte. Dacă îmi place că nu alerg așa. Eyes open for the coward, King Rishir. Secure the courtyard. What? Ah, eradication area. Oh, okay. Not tank for Halfdan! This is the last of them! Shit! Go to split you! What's my lead? Hai, că am apucat să arunc în marma. Nice. Adum regele. Asta-i tot? Așteptam la mai mult de atâta. Sincer, m-așteptam mai mult de atâta. Cam nebun băiatul meu. Ah, the sweet taste of victory! And Rishir defeated. Was he the thorn at my back? The traitor I suspected all this time? Save your praise, Halfdan. Rishir may yet live. That coward will be dead in a snowdrift somewhere. It matters not. This day is not done until we've seen his corpse. Do not relent. Not yet. Eivor, rise like an eagle or call like a crow. Oh. Ce se întâmplă? Fire! Hold the wall. They attack him from the north. Lock that gate. Bă, nebunilor. Nu mai lăsați asta, mă! A
că tu ai insistat. Doamne, cum le dau. Cât trebuie să mai bat la ăștia ai mei? Oh my god. N-au așteptat atâta forță ca să distrugă ăsta. Oh, să-i Hafton. Ia cine era Dumnezeu ăsta. Lasă-mă prostia aia în pace. Doamne, cu două topoare atât de mișto. Le dai la băieții niște capace. De lăsară nebunile. Oh, mă, ăștia vă contează. Kill the pick champion. Ăștia? Gata, am dat și pe cap de pereți. Mai sunt, mă, champions? Ah, mai e ăla acolo. Must become anonymous. Stai, mă, că se rupe pe băieții mei. Dude, ăla a ignorat complet faptul că m-am aruncat pe el. Oh. Bro, ăștia încă mai vin? Ce absolut un masacru aici. Țarsulița e de rău să-ți fie. Shit. Rixia, there. Prindel. He's fleeing to the north. Hai cum o chiar să-l prind. Facem o mare era să se nește pe capul lui. Dude, what the fuck? Băi, asta chiar asta trebuie să se întâmple oare? Dude! Cred că asta trebuie să se întâmple, mă. Oh, never mind. Gata. You meet the spirits this day, traitor. Gata. Aia-i fost. Faithful counselor, please help me back to Jorvik. Let my heart expire at home. I have no favors left to offer you, Rishir. Soon, you will walk beside your guard. But I... Okay. I see no light. I feel no warmth. Only... an icy darkness. A cave. Hell's frozen door welcoming you. What waits for me there, Eivor? What waits for me? Oh, nu era Templar. Traitor's death for a treasonous fool. He was the hero in tales he told himself. A Saxon,
who loved his homeland. You cannot begrudge him that. There is something in that. No more Saxon kings, Eivor. I am through playing the puppeteer. The fate of this Shire rests on my shoulders alone. You'll take the crown yourself, and the extra burden it brings. I will. But I will not rule alone. My friends, my allies, will keep me standing upright. Let us talk of our alliance in Jorvik. Leave this king to his Winter Kingdom. Și acum reînvie și devine The Winter King. Ca când ăla din Game of Thrones sau ceva nebunii. Cam stupidă urmărirea asta totuși. Ok. Mă gândeam că o scoși pe mine din brahatul ăsta, dar nu? Ok, super. Apreciez. Numai că trebuie să-mi croiesc eu drum până la locație. Nu poate să-ți dea și jocul ăsta, bă, un moment de ia, bă, boss, uite-te. Știi? Nu-ți dă. Ok, whatever. Ia, hai să vedem unde ești. Ok. Mai zic cum ajungem rapid la quest. Ah, 300 de metri încolo. Bă, hai să terminăm misiunea asta. Să vedem ce ne mai zice. Și apoi să vedem unde Dumnezeu ne mai ducem. Bă, băiatule, că... Bă, că deja începem să rămânem cu opțiunile alea nașpa de 200 și ceva power, de care nu cred că ne putem ocupa acum. Și nu prea aș avea chef să trec într-o sesiune gravă de power leveling. Nu mă zic. A, măi, vor avea că o scuipa mai în față. Nu trebuie să intri de type. Ce ai vățit, mă? Hai, ne cadă la frig, săracul de tine. Hai, vorbea cu gura plină, nu știu ce zice acolo. Vorbea niște chestii. Nu, te-ai văzut aici, te-ai putut arunca 700 de metri în față, mai înainte de ce n-ai putut? Da, frate, o glugă rezolvă tot. De barbă și de toate aia nu te întreabă nimeni. Da, mă, știam să stăc aici pe pod, de când am venit ultima oară. Sau cred că de când am venit prima oară aici, încă erau pe pod. Ia, hai să vedem noi ce zice Halfdan ăsta. Chiar oare îl pune să stea aici? Bine, chiar el de când să fie șeful toată asta, eu cred că o să moară de demenție sau de nebunie or something. 100% o să calci pe back și o să se întâmple ceva nașpa. Mereu mă împiedic aici. Ok, now what? When Halfdan is present. Ia zi-mi ce zice Faravid. Oh, asta nu e Faravid. Cine ești tu? Oh, Moira. Shall we lock horns? Drink it down faster than me? You take the prize. No. Ah. Cred că e cea mai importantă, nu? Înseamnă că aici e asta, Moira. Eivor, welcome. Halfdan has stepped outside with Faravid. They shouldn't be far. I'll take on all comers. Nu s-au dus ăștia. A, aici. Spread your wings, Sunan. Așa. A, sus acolo. Cineva își dă mațele la vale? Rishie, I struggle to be surprised. I was caught off guard. The ceremony hastens to start. Let's not keep the crowd waiting. Eivor! Yes, let us go. To inscribe our names in history. Hai, Halfdanuț. Cred că ceva se întâmplă aici. Deși prea multă tensiune deja, cred că ar fi stupit să mai întind arcul ăsta prea mult, știi? Și de-aia cred că aici o să fie pur și simplu, uite așa să termine și aia e tot. Mamă, vere câte... Deci sunt așa de multe voci.
Way to dank. Baron a kluven klimba. E bine? Have you had enough fun? My crowning must come soon. Da, m-am distrat destul. It's early, Afton. We have more barrels to drain. Oh, wait. Have you had an... I'll save some for later. Let's make a king of you. Îmi place că văd dinamicul în spate acolo. Oh, hello. To Eivor and the Raven clan of Mercia, our newest ally in blood and glory. To Halfdan, king, I lift my horn and raise my brow to speak this praise. Crown spire, stout oak of Valkyries, spinner of battle wisdom, long may you live and rule. Skull! Skull! Oh, shit! Moira, what is this metal? It's soft, like Roman pipes. Cupru. Ah, oh, that's lead. Oh, no, toxic plum. Metal. And was it lead that drove the Romans mad? Can metal do this to a man? Oh, God in heaven, yes. The Romans knew this well. And my poor mother, she drank you bitch. From cups like these for so long. She... You... All these years, you gifted me poison! You gifted me madness! Old friend, please. Your sickness has clouded your judgment. This sickness was no accident. I trusted you. Sheathe your weapon, Faravid. Eivor, make this man see sense. He's old, sick, and his mind is unclear. Horse shit! You want me dead, you lying shithog! I was a fool to not see it! Fuck it! Nu-mi place Faravid așa tare. Treason must never go unpunished. After all we did together, after all we won? If any of my clan committed such a betrayal, I would rip his flesh from his bones. You are not the warrior you used to be, old friend. Păi și asta îți dă motiv să-l otrăvești, bro? What the fuck? Traitor! Kill him! Feed him to the wolves! Die! Băi, ai o bombă. What the fuck? At him, Eivor. Is this how a leader should behave? Halfdan, come to your senses. Da, ce de și Halfdan e distrus, dar și ăsta, eu nu suport rădătorii, știi, și de-aia zic. Da, bă, dacă ăla e nebun, măcar treaba lui să fie nebun. Și de-aia, dacă de ani de zile zicea că îi dă cadouri de genul ăsta, deci... Deci cumva chestia asta era totuși gândită, dar probabil că nu știa el, știi, și a intenționat și după aia când a aflat, probabil că da mai mult. Oh, it's over. The end of our road. Stand, you treasonous bastard! Stand and fight me! Old friend, do you remember the days we raced our horses across the length of this land? You were always faster. You always won. Because I let you win, my Jarl. So I will let you win one last time. Oh, shit. We will meet once more in the corpse hall. No. De ce a picat? Ah, e câinele acolo.
Oh well. Nu cred că puteam face ceva în privința asta. Afton, it's time I go. I'm leaving for Mercia, going home. And go with this. A sign of friendship. A bond between our clans, a symbol of the pain and suffering it took to win the peace. I hope we were right about him. Ah, hey! Îmi place că are poziția aia specifică de Jarl, stă așa mai într-o direcție, știi? Ai, oricum, știi, ori era Haftan, ori era ăsta, same shit. Ai, când plăceam la Calfaravid, să fiu sincer, I really don't care about him. Adică, dă-l-n șparanghel. Now it seems the wind calls me back to Ranvi. Ai, la Ranvi! Wiiu, cred că am vizitat-o pe Ranvi de mai multe ori decât a vizitat-o, sigur, să fiu sincer. fără mișto. Fără mișto, sincer să fiu. Oh well. Ce poți să-i faci? Ce poți să-i faci, bă, nene, bă? Nu puteai să preziști toată nebunia asta? Adică, care ar fi farmec cu totul, să știi de la început ce ar trebui să alegi toate alea? Da, ok, obții satisfacția că ai făcut finalul fericit și toate alea, dar totuși... Now it seems the wind calls me back to Ranvi. Suntem deja aici, Eivor, cam este. Suntem aici, nebunule. Calmează-te. Trebuie să vedem acum unde mergem. Abia aștept Winchester-ul ăla sau Winchershire, cum s-o fi numind. Doar din cauza că am auzit că e la fel ca asta. I am the superior warrior. Hey, la fel ca asta. How are you? Mamă, un lucru ce văd că am început să bagi foarte nașpa în jocul ăsta, e foarte multe voci încep să pornească dintr-o dată. Good day. I entered Yorkshire to meet Halfdan Jarl, and I left a friend of Halfdan the King. We have an oath at last. Good. Very good. Ok. Și zona de sus luată. Ai avea vreo 3-4 zone, nu? My God, jocul ăsta nu se mai termină. Lost Glory? Ce-i asta? Wait, quest principal? Oh, ceva e în regulă. Ok, hai să alegem zona și pe aia o să vedem data viitoare ce e. Să vedem ce se întâmplă de fapt. I want to see the Alliance map. Se poate e alt trădător în ideea asta. Deci să mergem în Glowis și ăștia. Ok. Oh, mai avem ăsta la alt. My God, încă 3 zone. Încă vreo 3-4 episoade, boys. What transpires in Gloucestershire? In Gloucestershire. You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. Ah, da. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife? He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? Oh God, matrimonial, iarăși. He does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Ok. Așa zice el. Oricum, o să mergem mai întâi să facem asta, să vedem ce zice Moira. Să vedem dacă ne clarifică niște chestii. Deci înseamnă că n-am făcut o alegere bună. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Ok, și după aia să mergem pe la bobița asta nostru. Anyways, oameni buni, cam asta ar tot pe acest video din Assassin's Creed Valhalla. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut știți foarte bine ce aveți făcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!